Diverta și Europa FM s-au aliat cu Moș Crăciun pentru a le aduce copiilor mari și mici cadoul perfect. Vino în magazinul Diverta din orașul tău sau pe Diverta online. Ora asta a sunat telefonul lui Moș Crăciun. Alo? Cermula. Bună, Miruna, ce faci, Miruna? Bine. Câți ani ai? 5 ani. Răcită. Ești răcită? Da. De ce? M-am jucat cu zăpadă. Te-ai jucat cu zăpadă, dar îți place zăpadă, da? Da, foarte mult. Mă, auzi? Mă pregătesc acum să-mi iau Sania și Reni și să merg pe la toți copiii să dau cadouri. Vă aștept și eu. Tu ce ți-ai dorit de la mine? O păpușă mare. O păpușă mare? Care să crească. Ca să primești un cadou trebuie să fii foarte cuminte. Sunt cuminte. N-ai făcut nicio boacănă? Am pus masca la pisicuță. Ce ai făcut? Masca de la aerosol. Masca de la aerosol, ai pus-o la pisicuță? Da. Păi de ce? Era și ea bolnavă. Dar cum ți-ai dat seama că era bolnavă? Strănuta. Cum strănuta? Ia să aud. Sănătate. Mulțumesc. Auzi, Miruna, ce-ți place ție cel mai mult și cel mai mult să faci? Să pictez. Să pictezi? Da. Dar eu știu că ție îți place și în bucătărie să stai cu mami. Și să speli vasele foarte mult. Îți place să speli vasele foarte mult? Da. Păpușile tale le mai consulți când sunt bolnave? Da. Cu ce? Cu stetoscopul. Deci tu ce o să te faci când o să fii mare? Doctoriță. Doctoriță vrei, da? Da. Vreau să-mi promis că o să fii foarte cuminte. O să dau la prânz. Asta vreau să aud. Și o să mănânci tot, da? Da. Și legumele din ciorbiță, da? Da. Miruna, tu știi vreo poezie sau vreun cântecel pentru Moș Crăciun? Moș Crăciun ce listeț a sărit din coșuleț și le spune tuturor legume mâncați cu sport, că au multe vitamine pentru el și pentru tine. Asta știe orice cine. Bine, Miruna, te pup, la revedere! Ia pe tine! O să vin acum! Europa FM. Pe aceea se învență cu toți copiii.